rezultatul votului de astăzi. Punctul 1, L407, voturi pentru 131, voturi contra 0, abțineri 0. Punctul 2, L397, voturi pentru 131, voturi contra 0, abțineri 0. Punctul 3, L398, voturi pentru 112, voturi contra 19, abțineri 0. Punctul 4, L399, voturi pentru 75, voturi contra 29, abțineri 27. Punctul 5, L411, voturi pentru 131, voturi contra 0, abțineri 0. Punctul 6, L412, voturi pentru 118, voturi contra 13, abțineri 0. Punctul 7, L376, voturi pentru 102, voturi contra 0, abțineri 29. Punctul 8, L375, voturi pentru 86, voturi contra 28, abțineri 17. Punctul 9, 377, voturi pentru 99, voturi contra 28, abțineri 4. Punctul 10, L382, voturi pentru 131, voturi contra 0, abțineri 0. Punctul 11, L374, voturi pentru 118, voturi contra 0, abțineri 13. Punctul 12, L414, voturi pentru 118, voturi contra 0, abțineri 13. Punctul 13, L416, voturi pentru 131, voturi contra 0, abțineri 0. Punctul 14, L428, voturi pentru 131, voturi contra 0, abțineri 0. Punctul 15, L417, voturi pentru 76, voturi contra 41, abțineri 14. Punctul 16, L363, voturi pentru 101, voturi contra 28, abțineri 2. Punctul 17, L244, voturi pentru 131, voturi contra 0, abțineri 0. Și punctul 18, modificare comisii, voturi pentru 127, voturi contra 0, abțineri 4. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator Mario Oprea. Stimați colegi, urmare anunțul făcut anterior, vă informez că inițiativa înscrisă la punctul 1 a ordinii de zi a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 2 a fost adoptată. Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată. La punctul 4 a fost adoptat proiectul de lege privind respingerea ordonanței. Inițiativa scrisă la punctul 5 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 6 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 7 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 8 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 9 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 10 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 11 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 12 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 13 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 14 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 15 a fost respinsă. Inițiativa scrisă la punctul 16 a fost adoptată. Inițiativa scrisă la punctul 17 a fost adoptată. De asemenea, vă informez că urmarea rezultatului votului, modificările în comisiile permanente au fost aprobate. Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Declar închisă această ședință a Senatului. Mulțumesc tuturor celor care au participat în sală și în țară, celor care au făcut posibilă organizarea și desfășurarea acestei ședințe online a Senatului. Să ne revedem sănătoși!